Eu zic să-l legăm pe vodă și să-l predăm la turci. Mai bine să-l înnecăm în Dunăre. Eu zic că trebuie să fim mai miloși și să-i facem masaj cu buldozer. Să-i scoatem mațile. Așa. Să trăiești, Maria ta. La fel să trăiți și voi. Mulțumim, mulțumim, Maria ta. Știți de ce v-am chemat, nu? Păi să ne mărești averile, nu? Să ne dai aur, Maria ta. Da. Să ne ridici în ștreang, în gang, în rang. Da. Unul dintre voi trei este trădător. Nu, n-are cine. Dacă nu spuneți cine e ăla, vă tai pe toți trei. Găsim noi trădătorul imediat. Fiți atenți ce s-a întâmplat. Transportul cu bani destinat oștirii a fost atacat de către turci, tătari și poloni. Noroc. Sănătate, Maria. Noroc că nu au luat nimic din bani. Ce mă bucur că nu au luat. Era mama lor, dragul de proști, care l-a mai dat vreun pont. Întrebarea mea este, de unde au aflat turcii, tătarii și polonii despre transportul secret? Din ziare. Sigur, Maria ta, de la știrile lui Esca, sigur. Maria ta, de pe internet. Este acolo o pagină cu www.atacattransporturispeciale.ro. Dacă intri pe pagina noastră, nu uita să ne votezi în top 100, Maria ta. Vă spun eu de unde au aflat. Boier Stroie, săptămâna trecută ai fost la tătari. Maria ta, am avut bilet prin sindicat. Băi, de ăștia termale, știi? O minune, auzi? Uite, așa îți crește un smocul ăla, nu mai ai treabă toată viața de... Da. Boier Mihnea, săptămâna trecută ai fost la Poloni. Maria ta, am reprezentat țara la un festival internațional de folclor. Am luat și diplomă, Maria ta. Am luat locul întâi cu ansamblul Ornitorincii din Carpați. Extraordinar. Iar tu, Boier Moflea, săptămâna trecută ai fost la turci. La meci, Maria ta. A jucat Galatasaray. Da? Da. Cât a fost scorul? Galata l-a bătut pe Sarai cu 2-0. Mințiți cu toții! A fost 3-0, dar un gol din offside. Se vede pe casetă, Maria. Și tu m-ai mințit. Te-am mințit, Maria ta. N-am fost la băi termale. Am fost la băi cu sulf. Maria ta, Maria ta, și eu te-am mințit. N-am luat locul întâi, am luat locul doi, pentru că locul întâi, cine credeți că a luat? Marcel Pavel și Monica Angel! Bravo. Bravo. Altă faptă țin să vă comunic. Azi noapte pe ulița cetății, cineva, nu știu cine, a încercat să-mi violeze soția. Ce n-ai, Maria ta, nu se poate. Care crezi că dintre noi și-ar risca viața și averea ca să violeze o... cum i-ai zis, mă, ălia? La șpet. Hapciu politică. Parcă era din două cuvinte. Broască isterică. Cloșniță expirată. O chestie de asta, nu, Maria. Ia să vedem noi. Boier Moflea, unde ai fost tu azi noapte între 10 și 12? Am sărbătorit ora 11, Maria ta. Ai martori? Aduc mâine 200, că s-au ieftinit, Maria ta. Boier Stroie, ce ai făcut azi noapte între 10 și 12? M-am uitat la televizor. Nu există televizoare în feudalism. Da? Și eu mi-am băgat cablul ca prostul, Maria ta. Boier Mihnea? De ce mă întreb, Maria ta? N-am fost amândoi la bord de la seară? Boier Mihnea! Ce te bagi? Te-a întrebat cineva ceva? Tași dracu din gură! O să fie foarte ușor să-l găsim pe infractor, pentru că soția mea a smuls lanțul de la gât.
Măria ta, o să o rogi pe soția mea tare dacă îl vede pe infractor să-i dea lanțul înapoi, că e moștenire de la bunicul să o mofle acel bătrân. În toiul luptei, soția mea l-a mușcat pe agresor de ureche. Alo, da, te sun eu mai târziu, dar sunt în filmări acum, da, da, da. Măria, da, era bolnavă soția mea tale. De ce? Să știu dacă îi spun agresorului să-și facă antirabic. Și în ultimă instanță, soția mea l-a lovit pe agresor cu poșeta în bărbăție. Dacă aflați ceva, să-mi spuneți, sunteți da, liberi. Da, Maria, să trăiți, da. De ce merge așa buier moflea? Căutam limbile de la ceas, Maria ta, adică sunt... Dar tu n-ai ceas buier moflea. Ce să fac cu ceasul dacă n-are limbi, normal, Maria ta. Uite. Da. Îți dau ceasul meu, poftim. O, mulțumesc, Maria, da. Mulțumesc. Dar nu mai mergi așa, mergi drept. Păi, trebuie să fac mătănii să-ți mulțumesc că mi-ai dat ceasul, Maria. Mulțumesc. Ia stai puțin jos. Da, băi, mofle, în tine am toată încrederea. Da, da. Spune-mi cine m-a trădat. Ăia doi. Cum îi crezi pe... Cum să crezi că ăla s-a dus la băi, la tătari, când ăia au jacuzzi, Maria, da? Celălalt să spună că s-a dus la festival de muzică populară la Poloni, când încă nici nu s-a născut Marioara Murărescu, Maria, da. Dar tu sigur ai fost la meci la turci. Da, Maria ta, a scris și în ziar de mine, că a scris acolo, mulțimea a fost prezentă în stadion, Maria ta. Păi unde a scris de tine? Păi eu, mulțimea, eram în mulțime, Maria ta, poza, ți-arăt o poză cu poarta stadionului, pe acolo am intrat și eu, Maria ta. Da? Da. Ce chestie? Și atunci pe nevastă mea cine a atacat-o? Maria ta, eu nu permiteam să atac o femeie îmbrăcată în alb și cu poștă neagră, Maria ta, adică nu... Penibil din partea mea, ce dracu e fi pus în poșeta aia cărămizi, firea la dracu să fie de parte. Auzi, băi, ermoflea. Da, Maria. Unde ți-e lanțul? Pe drujba, acasă. Adică mai tai copaci să... din el... Lanțul de la gât. A, de la gât este unde orice lanț de la croitor, Maria. Da. Să-i pună niște vatelină, mesadă, vine iarna, să nu răcesc la glicii. Dar lanțul ăsta îl cunoști? De când îl că... E de vânzare, Maria, da. Deci nu e al tău, nu? Nu, Maria, nu e. Și atunci inițialele BM, de unde vin boier moflea? BM vin... BM de la Bircea cel Mătrân. Sau de la Bădălin Moicu. Bădălin Moicu. Bădălin Moicu. E, când l-ai vedea pe Bădălin Moicu, o să-i dau lanț. Ce zici, Maria ta? Ce zici că n-am auzit? Ce n-ai auzit? Dar ce-ai pățit la ureche, băi, ermoflea? Am ascultat patinajul artistic la radio și mi-a făcut un triputulub și mi-a tăiat urechea. Du-te și odihnește-te, du-te. Auzi, dacă o vezi pe nevastă mea, dă-i geanta asta. Nu. Recunosc, eu i-am furat-o, Maria ta. De cuvântul meu să nu faci nimic, Maria ta. Ce ușoare, ce prost a fost că am recunoscut. Maria ta, cum? Nu i-am furat-o eu. Iete. Nu dau și n-am nimic. Aoleu! Da. Dar ce dezechilibrat ești. Adică... O ureche tăiată și cealaltă nu. Ia vină încă. Maria ta, te rog frumos. Vină încă. Nu pe asta, că mă doare. Pe celălalt. Măcar tare.